Bună ziua, doamnelor și domnilor! Bine v-am regăsit la emisiunea Reflector Analitic. Pentru astăzi ne-am propus să discutăm despre problema ecologică, problemă ce ar trebui să fie în afara politicului, însă realitatea ne demonstrează contrariu. Salut prezența în studio a domnului Oleg Sclifos, președintele Fundației Ecodava. Bună ziua și bine ați venit! A domnului Anatole Prohnitski, președintele Partidului Verde Ecologist din Moldova. Bună seara și bine ați venit! Bună seara! Și a domnului Dumitru Proca, specialist principal Agenția Apelor Moldovei. Bună seara, bine ați venit! Bună seara! Pentru astăzi ne-am propus să discutăm despre catastrofa ecologică de la Ghidighici, de la lacul Ghidighici. Domnule Sclifos, cu dumneavoastră vreau să încep această emisiune. Ați fost cei care ați bătut alarma. Ați vorbit despre niște lucruri paradoxale care se întâmplă acolo, până la urmă cu un impact direct asupra calității vieții fiecăruia dintre noi. Haideți să deschidem parantezele și să ne spuneți ce ați găsit la lacul Ghidighici și în ce constă până la urmă această catastrofă. În primul rând vreau să adaug că am bătut alarma nu doar ultimele zile, am bătut alarma încă cu 2 ani în urmă. Da. Și însăși problema lacului Ghidighici și a râului Bâc este o problemă care vine în moștenire de pe la guvernare la guvernare și este ceea ce este acum. Am încercat să, de fapt, ca să fac așa o mică paranteză, să deschid cu ceva timp în urmă, încă anul 2015, am realizat 6 expediții ecologice de-a lungul râului Bâc. Unii am încercat să depistăm care sunt focarele de poluare acestui râu și vreau să vă spun că situația nu este cea mai bună. Cu păreri de rău, lacul de acumulare Ghidighici, care acum se află într-o stare, pot să spun eu, dezastruoasă, are mai mulți factori de poluare. O să încep nu doar de la Strășeni și Cojoșna, ceea ce am depistat noi în ultimele expediții, dar chiar și de la Călăraș. Am depistat o sumedenie de râulețe. Cu păreri de rău, oamenii nu dispun de canalizare centralizată și prin anumite râulețe apele, deșeurile reziduale nimeresc direct în râul Bâc. La Strășeni situația nu este mai bună. După cum am realizat noi acest filmuleț, stația de pompare care trebuie de fapt să lucreze și lucrează în regim normal, numai că nu pompează deșeurile pe un traseu care duce spre Vatra și în stația de depurare Chișinău, însă, cum am spus, aceste deșeuri sunt pompate pe un șes și, logic, dacă este în nemijlocită apropiere a râului Bâc, pe caz de ploaie, aceste deșeuri sunt spălate direct în râu și, respectiv, în lacul de acumulare Ghidighici. Da. Clar că este o catastrofă mare, este o problemă care trebuie să ne pună în gardă. Domnule Prohnitski, iată, ne spune domnul Sclifos că această problemă practic are o istorie destul de mare, am îndrăznit noi să spunem. Aici aș adăuga pentru că pe parcursul anilor am văzut, au murit pești acolo, calitatea apei era una care lăsa de dorit, era tocmai verde. Vreau să ne expuneți de ce astăzi constatăm cu regret că în loc să se întreprindă măsuri viabile de redresare a situației, lucrurile se înrăutățesc. Lipsesc politici care ar putea pune pe roate această stare de lucru în sensul bun al cuvântului, zic. Într-adevăr, catastrofa hidrologică nu este numai a lacului de acumulare Ghidighici, este în Republica Moldova. După cum nu odată s-a menționat și în sursele deschise și de instituțiile statului, Centru de Medicină Preventivă, de și activiștii ECO din Republica Moldova. În țară noi nu avem râuri curate. Toate râurile sunt poluate și toate sunt nocive. De ce am ajuns la situația asta? Pentru că avem, se perindă la guvernare formațiuni oligarhopolitice. Care nu sunt interesate de ecologie? Ei nu cunosc și nu odată am zis că sunt proști. Să nu se supere, îs proști. De ce? Pentru că următoarele valori a omenirii va fi valorile de mediu. Un aer curat, apă curată și dacă mai pot citi,
câteodată măcar cărți, așa, ei trebuie să cunoască că marile, spunem așa, confruntări, să nu zicem lupte, războaie, o să fie la sursele de apă. Domnul Prohnescu, asta e perspectiva. Acum, întoarcem în Republica Moldova. Din ceea ce probabil vă va întreba orice telespectator, există suficiente proiecte cu tentă ecologică care nu sunt oarecum finalizate. Asta ne duce cu gândul că există, iarăși iau în ghilimele de rigoare, spălare de bani în aceste proiecte și nu există o finalitate? Păi știți, în Republica Moldova din 92 încoace nu este o programă, o viziune clară ci se referă la protecția mediului și la sursele bănești. Dacă noi vedem în bugetul care e adoptat a Republicii Moldova, vedem foarte multe surse dispersate. Și la ziua de astăzi, zice și colegul, a zis că acolo se revarsă nu numai din Strășeni și numai de Ghidici, dar de pe toți afluenții mici, mari, care sunt, toți se varsă acolo. Dar noi avem organe abilitate care merg acolo cu inspecția. Tu, mă, corect. De ce zic eu că sunt puțin pricepuți, nu? Cu super X. Aici aș vrea să dau. De ce? Că uitați-vă, noi avem și râul Nistru, și râul Prut. Și de râul Nistru vorbim când ne folosim mai mult și inclusiv avem și niște plaje așa numite, da? Toate apele reziduale de la localitățile care sunt pe malul drept a Nistrului și, și malul stâng, toate se varsă în Nistru, toate impuritățile, oameni buni. Oare nu se poate construi stațiile de purificare? Însă banii, după cum și a fost un studiu, se oferă pe principii de partid. Știți? Da. Prost să fii membru de partid. Iată, eu cred că în acest platou persoana abilitată care ar putea să dea multe răspunsuri la întrebările noastre este domnul Proca, care este specialist principal, ziceam, în cadrul Direcției Managementul Surselor de Apă, Agenția Apele Moldovei. Domnule Proca, iată, au fost enunțate mai multe teze. Da, vrem o explicare de la dumneavoastră. Chiar nu vă acord nicio întrebare, vreau să ne spuneți de ce e așa. Eu vreau să menționez faptul că eu susțin opinia specialiștilor din domeniul ecologic, cu toate că eu nu sunt ecologist, eu sunt mai mult decât 10 ani activist în Agenția Apelor Moldovei și mai mult să mă ocup cu construcții hidrotehnice. Cu referitor la lacul de acumulare Ghidighici, situația s-a complicat în ultimii 4-5 ani din cauza, anume, pune funcțiunea peductului Micuț Strășeni, corect a spus domnul de la Codava. Deci, uitați-vă ce vreau să... Un mic istoric cu lacul de acumulare Ghidighici, el a fost construit în conform decizii Sovietului de Miniștri RSSM din 24 august 1959, a fost decizia cu privire la proiectare și construcție. În 62 domnul Proca, eu cred că aspectele astea telespectatorii noștri le cunosc. Eu vreau să vorbim despre faptul ce s-a prins poate de la odată căpătarea independenței Republicii Moldova, pentru că documentându-mă pentru această emisiune am văzut că starea de lucruri degradează de ani ce trece și vorbim și despre nămolire. Corect. Da, o chestie care, corect, nu știu dacă în secolul 21 există loc pentru o explicație plauzibilă. Pentru că ține de niște mișcări elementare, ar putea spune cineva, pentru Ministerul de Resort. Deci, uitați-vă, a fost hotărârea Guvernului 831 din 8 octombrie 2014 cu privire la unei măsuri de sporire a fiabilității de exploatare lacului de acumulare Ghidighici, prin care dreptul de gestiune a lacului de acumulare Ghidighici, proprietatea publică a statului, a fost atribuit Agenției Apelor Moldovei. Și împreună cu Ministerul Mediului au fost implicați mai mulți factori de decizie și Serviciul Hidrometeorologic de Stat, Inspectoratul Ecologic, a fost elaborat un plan de acțiuni privind asigurarea exploatării în regim de siguranță lacului de acumulare Ghidighici, transmis în gestiunea Agenției Apelor Moldovei, și a fost aprobat acest plan de acțiuni prin ordinul Ministerului numărul 46 din 27 aprilie 2015 cu privire la punerea în aplicare hotărârii colegii numărul 3 din 9 aprilie 2015. Iar când în fața mea este acest plan de acțiuni, deci aici e scris, pentru executarea punctului 2 hotărârii Guvernului 831 din 8 octombrie 2014 cu privire la unei măsuri de sporire, a fost aprobat acest plan de acțiuni. Ce s-a realizat din acest plan de acțiuni? Ce s-a realizat, eu să vă spun, puțin s-a realizat, deoarece nu a fost din lipsă sau insuficiență surselor financiare, dar ceva s-a realizat. Aș vrea să adaug aici, acest plan de acțiuni, noi îl avem deja de 2 ani. Mai mult, 3 ani. Chiar 3, da.
Și să vă spun sincer, și când ne-am întâlnit cu ex-directorul Agenției Apelor Moldovei, ne-a dat asigurări că toate punctele vor fi îndeplinite și că societatea civilă va vedea real schimbări. Și acum când vedem acest plan de acțiuni nerealizat, ne punem întrebare. Dar pentru ce s-a elaborat acest plan de acțiuni? Da. Să ne uităm la el. Uite, anii trec și situația rămâne deplorabilă. Încă e problema. Dumneavoastră spuneți întrebarea Agenției Apelor Moldovei, da? Da? Noi avem Agenția Hidrometeo, da? Care tu duce responsabilitate și monitorizare, așa? La moment, serviciu hidrometeorologic de stat. Da, serviciu hidrometeorologic de stat. Bine, așa. Este componența de acum în ministerele comasate responsabil de mediu, așa? Avem Inspectoratul Ecologic, așa. Mai avem și alte agenții care trebuie să monitorizeze și Ministerul Dezvoltării Regionale, Agriculturii și Mediului, cum se numește. Avem corect, și alte, așa, și alte entități, însă ele între dânsele nu conlucrează și respectiv și respectiv sursele există din banii noștri până la urmă. Asta păi da, păi eu de ce am zis că nu-i duc capul, nu? De ce am zis? Și vreau să vă zic că sunt o mulțime de fonduri din afara Republicii, sunt o mulțime de organizații non-guvernamentale care își doresc schimbarea situației, însă ele nu sunt agreate nici de o guvernare. Da, vreau să vă întreb pe domnul Sclifos, atunci când ați mers iată în teritoriul repetate rânduri și ați constatat că practic zilnic sunt vărsate acolo deșeuri menajere de la întreprinderile din zonă, ați încercat să discutați cu reprezentanții acestora, măcar vreo explicație ați primit? Eu vreau să spun un lucru. Cu siguranță șefii se eschivează de la anumite întrebări directe, încearcă să ocolească, încearcă să axeze că nu sunt suficiente resurse, că este o situație temporară că și așa mai departe. Este strigător la cer faptul că, cum a spus și colegul, din păcate, în funcțiile responsabile nu sunt înaintați oameni competenți, dar pe criterii politici. Este din partidul ăsta, înseamnă că îi cunoști și îl punem la funcția asta. Că el e specialist bun, că nu e specialist bun în domeniu. Eu nu pot să înțeleg cum o persoană poate să fie, de exemplu, ministrul mediului și peste câteva timp să fie promovat ca ministrul apărării. Eu nu înțeleg, e geniu sau care e cauza. Eu cred că la conducerea Ministerului Mediului trebuie să fie un ecologist, dar nu un simplu ecologist, dar cel mai bun ecologist. La funcția de ministru apărării trebuie să fie militar, care cel mai bun toată etapa asta de la soldat până la general și tot așa mai departe fiecare minister. Și atunci când o să avem profesioniști la conducerea acestor ministeri, atunci și mai este încă o problemă, pentru că atunci când noi plecăm în teritoriu și arătăm anumite probleme care sunt, noi nu suntem văzuți cum ar fi normal să fie ca un suport. Pentru că noi suntem societate civilă, noi suntem organizație neguvernamentală care venim în ajutorul persoanelor responsabile și administrației publice. Și vă spun sincer, cei principalul cu bunăvoință. Cu bunăvoință. Nu cer, dar vin să ofere. De acord, venim în ajutor, dar suntem văzuți așa ca niște critici și cu niște ochi nu prea buni. Și nu prea vor să colaboreze cu noi. Atunci când noi arătăm oameni buni, atunci când am avut masă rotundă cu 2 ani în urmă împreună cu directorul Agenției Apelor Moldovei și alți responsabili, da, au spus că totul o să fie bine, că noi o să vă implicăm, că voi o să monitorizați. Noi ne-am oferit sprijinul nostru. Noi am spus că anumite puncte din acest plan de acțiuni noi putem să ne implicăm foarte bine. În salubrizare, în ceea ce putem noi ca oameni. Noi putem, de exemplu, ca organizație neguvernamentală să arătăm anumite probleme, dar noi nu putem să ne ducem să punem amenzi. Pentru asta este inspecția ecologică care trebuie să meargă. Și apropo, încă un lucru cel mai interesant. Noi, în urma expedițiilor ecologice care am vorbit mai anterior, am elaborat și o hartă ecologică unde sunt indicate toate focarele de poluare, mură în gură, nu mai mergi, amendează și ia măsuri. Și problema este foarte mare. De exemplu, vreau să vă spun un lucru. Când am început expedițiile ecologice între satele Piticeni și Novaci, am găsit un baraj care stopează în totalitate curgerea râului Bâc. Băi, asta este ceva ieșit din comun. În primul rând, dar problema știți care? Pentru că noi am scris o scrisoare de informare la Inspecție Ecologică Călăraș și peste jumătate de an vedem aceeași problemă nerezolvată. Noi înțelegem că sunt în deficiență de personal, pentru că inspecțiile ecologice lucrează 4-5 oameni și poate nu reușesc tot traionul să-l prindă. Nu e corect asta. Nu știu. Da, nu e corect. De ce? Pentru că sunt surse suficiente. În primul rând, noi avem un cadru legislativ foarte perfect.
în domeniul mediu. Foarte. Dar îl respectăm? Nu. Nu se implementează. Și vreau să zic și unii conducători, cum a zis colegul, nu cunosc. Ei nu cunosc legislație. Domnul Vrepnițcă, iată ca președinte unui partid de ramură, eu vreau să vă întreb, cu tot respectul față de concetățenii noștri, avem această cultură ecologică? Pentru că noi am putea spune că probleme avem și la infinit arătăm cu degetul asupra unor instituții. Dar curățenia se începe de la fiecare dintre noi. Corect, corect. E responsabil cetățeanul X din satul Y? Nu. De ce? Și nu o să fie, pentru că colegul a zis că inspectorii din teritoriul, a inspectoratul ecologic, nu reușesc. Dar nu doresc, pentru că ei lucrează în birou, de la orele 8 până la orele 17. El trebuie să aibă un program specific și să meargă și să inspecteze. Dar nu numai să dăie bună ziua și să aștepte nu știu ce. Eu rămân pe aceeași lungime de undă cu dumneavoastră și vreau să-l întreb pe domnul Proca. Cât de des reprezentanții Agenției Apelor Moldovei sunt în teritoriu? Să vă spun, este regulamentul intern al Agenției Apelor Moldovei, conform care reprezentanții Agenției Apelor nu au dreptul de control operativ în teritoriu. Numai împreună cu inspectorii ecologici din teritoriu. Așa că... Dar care sunt acțiunile pe care iată le întreprindeți dumneavoastră? Păi ce, n-aveți dreptul să vă documentați? N-avem dreptul să emitem niciun act de control. Nu m-ați înțeles, să vă documentați. Să mergeți în teritoriu, să constatați starea de lucruri. Numai în cazuri așa specifice, cum este, de exemplu, deci, în timp de primăvară, revărsarea apelor mari de primăvară, deci... prin întâmpinare cazurilor de inundare a terenului agricole și așa, ca cum a fost primăvara aceasta, anul foarte bogat de apă. Domnul Sclifo spunea că a realizat practic un lucru enorm. Când zic dumnealui, ONG-urile, avem harta focarelor. Asta vă ajută? V-a mobilizat? Da. Ați mers? Ați constatat? Deci eu m-am oprit la planul de acțiune. Unde sunt mai multe obiective, chiar 5. Eu să declarez aici. Deci obiectivul 1, lucrări de pestare a surselor de poluare, ceea ce menționa și dumneavoastră, monitorizare, remediere, calități, apei în lac. Aici sunt mai mult. Și în primul, de pestare a surselor și pe Bâc, râul Bâc și pe lacul Ghidighici. Sunt implicați mai mulți factori de decizie, Inspectoratul Ecologic, Serviciul Hidrometeorologic Stat, Agenția Apelor Moldovei, Institutul de Zoologie, Academiei de Științe. Aveți un resurs destul de bogat. Al doilea obiectiv situația nu se schimbă. Este lucrări de delimitare a terenului fondul apel. Deci această lucrare merge sub egida proiectul SDA, deci reforma instituțională și se prevede spre septembrie anul acesta, deci să fie efectuate lucrări de delimitare a terenului fondul apel la Ghidighici. Domn Proca, dumneavoastră ceea ce spuneți la nivel declarativ este ok. Noi vrem deja să ancorăm poate un pic în realitate și să ajungem la faptul cel mai elementar. Persoanele din imediata apropiere a acestui lac se pot scălda acolo? Iată, suntem în perioada caniculară. Sigur, în locuri special amenajate, cum este plaja, da, sunt asigurate aceste locuri. Domnul Sclipos. Nu se pot scălda 100%. Se pot scălda, fizic se pot scălda, dar... Da, este periculos pentru sănătatea omului. Asta și vreau să vă aud de la dumneavoastră. Inclusiv, Apele Moldovei permit, recomandă sau dar nu? Dar nu permit nici în râul Nistru, eu cred că nici... Nu, vă rog, deci. Domnilor, în Republica Moldova nu avem niciun bazin acvatic... Care unde, să corespundă. Nu, care ar fi permis... să omul scalde. Nu este în Republica Moldova și asta e act oficial al Centrului de Sănătate Publică. Nicăieri nu este. Totul e poluat. Toate bazinele sunt poluate. E interzis. Chiar poate, mă rog. Domnul Proca, da, starea de lucru iată la lacul Ghidighici este mai precară, nu știu, ca să zic, de la Costești, spre exemplu, sau din alte localități? Pentru că probabil aveți o monitorizare, aveți o analiză în comparație cu celelalte lacuri. În gestiunea noastră sunt 38 lacuri de acumulare pe toată țara. Cele mai semnificative este Costești Stâncă, pe prut, care deci, reglează debitele de apă de scurgere pe prut de la acolo, deci, Naval. Și Ghidighici, deci tot din 2014 gestionăm acest lac de acumulare, foarte important pentru protecția din undasă municipiului Chișinău, pentru crearea, deci creșterea peștelui și crearea zonei de recreere și așa mai departe. Deci starea lacurilor s-a degradat, mai ales în ultimii 5 ani, din cauza poluării, din cauza managementului neadecvat,
resurselor de apă în țară și deci iarăși lipsă surselor de financiare pentru reparația capitală cu surse hidrotehnice, ceea ce deja au ieșit, expirat termenul de exploatare și la Ghidighiș și la celelalte. Și atunci noi... așteptăm? Așteptăm, deci, diferite proiecte de investitori străini care să vină și să ne ajute. Pentru că din bugetul statului, iacă acest plan de acțiune, aproximativ, costă 100 milioane de lei. Noi așteptăm mijloace financiare, nu știu, din exterior sau statul ar fi trebuit pentru, cel care să se implice? Eu să menționez, noi pentru obiectivul, cum să spun, 5... Da? Decolmatare cuvetei lacul de acumulare, deci efectuarea studiilor prin gradul de colmatare, editarea hărții de anomalire cuvetei lacului, elaborarea documentației de proiect și etapizarea procesului de decolmatare, executarea lucrării în teritoriu de decolmatare. Da? Deci aceste costă în total undeva 60 milioane de lei. Și vă spun ceva, și niciodată nu o să le realizați. Vă spun de ce? Simplu. Pentru că, în primul rând, 1 milion de lei s-au cheltuit pentru sărbătoarea Ziua Mediului. A doilea, milioane de lei se cheltuie pentru elaborarea politicilor de mediu. Dar noi am văzut că pe hârtie el arată foarte bine și foarte bun și foarte clar și detaliat, dar lucrurile nu se schimbă. Lacul de acumulare Ghidighici, așa cum a degradat, așa și degradează în continuare. Și putem să desenăm foarte multe scheme și foarte multe momente că situația nu o schimbe. Trebuie să nu cheltuim banii aiurea, trebuie să cheltuim banii concret pentru rezolvarea situației care este. Trebuie să gestionăm corect, măcar și resursele este puține care le avem, dar trebuie să le gestionăm corect. O să stăm noi cu ideea că poate o să câștigăm ceva granturi, poate o să cineva facem cândva, poate cineva ne ajuta, nu o să schimbe lucrul ăsta niciodată, absolut. Ne ajută, e că la delimitare terenul fondul apelor, deja 1 milion de lei a fost deci, atribuit pentru acest. Da, domn Prohnitsky. Eu n-aș fi de acord, da, pentru că banii sunt suficienți. Dacă cineva cunoaște care e bugetul Fondului Ecologic Național, da, și unde el se cheltuie, pe ce proiecte. Ai spus că nu se gestionează corect. Da. Nu, și pe, eu am de reu, și pe câte proiecte. Ele sunt mici și necesare, da? Însă nu strategice. Pentru că poți să faci, eu știu, un apeduct, dar fără canalizare. Nu e normal, așa? De acum este rezultatul nu bun. Așa? Și multe altele. Și dacă aici... să vorbim despre educație ecologică, ați zis, da? Da. Uitați-vă. La Ministerul Mediu, până fostul Ministerul Mediu, până acum încă sunt manuale pentru începând de la grădiniță și până la instituțiile superioare de învățământ. Și am avut miniștri de care vrei. Și la învățământ, acum de cineva îmblă pe un oraș, spune că să fericească poporul. Așa? Însă, de câte ori ne-am adresat și noi avem demersuri oficiale să introducă educația ecologică în instituții. De la început, că trebuie să educăm. Nu se dorește. Nu se dorește. Pentru că nu se înțelege care este pericul poluării. Mulți și percep și schimbările este climatice și nu poate să ne înconjoare și nici pe Republica Moldova. Nu poate să ne omite. Nici ca acum. Toți o să suferim. Nu se dorește, nu se înțelege. Domnule Proca, problema pe care o discutăm noi este cu adevărat una foarte stringentă, am putea spune. Este problema care are un impact asupra vieții fiecăruia dintre noi și asupra calității. Vreau aici să vorbim un pic despre stațiile de epurare. Ce sunt cu ele? Pentru că o bună parte din speranțele fiecărui de noi sunt legate de aceste stații de epurare, pentru că apa ca să capete o altă calitate. Stațiile de epurare, începând cu municipii Chișinău și celelalte localități, deci lasă de dorit la ziua de astăzi, cel puțin considerăm că starea de lucru se poate de meliorat, direcția asta, dar iar trebuie investiții capitale și enorme investiții pentru reamenajarea acestor stații de epurare la nivel european. Dacă vorbim la standardele europene, atunci eu nici nu știu când să ieșim la această stare de lucru bună. Deci este directiva europeană din 2060, deci care privede că spre anul 2015 a fost prevăzut pentru toate țările europene și inclusiv dacă Republica Moldova face parte din țările europene, să fie deci, starea calitativă a apelor, deci să fie ameliorată la cel mai bun nivel. Deci noi avem acum, să vă spun, numai pe Nistru și Prut, încă așa starea normală, relativ normală, deci clasa a treia de calitate, ceea ce presupune că se poate de alimentat cu apă asta și populație.
după tratare respectivă. Dar râurile mici noi sunt foarte poluate. Clasa a 5-a, deci ultima clasă. Înseamnă că sunt foarte degradate. Toxici. Totuși, eu sper că rămână aici speranță, deoarece apa este o substanță universală. Ceea ce dovedit și experiența țărilor occidentale când, având atitudine respectivă față de resursele de apă, managementul adecvat, se poate de restabilit situația, să facem situația mai bună în acest domeniu. Domnule Proca, în ultimii 2-3 ani, în atenția opiniei publice, a apărut această problemă a barajului de la Ghidighici. Astăzi, noi suntem în siguranță? Când zic noi, mă refer chiar la locuitorii Chișinăului, a satelor din prejur, Trușeni, Cojușnă și așa mai departe. Eu consider că da. La ziua de astăzi, lacul de acumulare Ghidighici, din punct de vedere protecției localității împotriva inundației, deci sunt sigur. Barajele sunt sigur, deoarece în 2016, în decembrie, a fost recepția finală lucrării de reparație evacuatorul de fund. Deci orice lac de acumulare conține trei construcții hidrotehnice capitale, care este evacuatorul de fund, diversorul de ape mari, când se varsă apă peste baraj, deci să nu fie acest lucru, deci este diversor de ape mari și este baraj. Lungimea barajului la Ghidighici este 1370 km, lățimea 7 micronumentul barajului, 7 metri. Și consider că construit încă în perioada sovietică, să fie încă explodat bomba atomică, să țină și această lovitură. Sunteți optimist. Da, consider că totul. Da. Domnul Sclifos, eu vreau să aflu părerea dumneavoastră legată de un alt aspect și în sesizarele pe care le-ați făcut. Ați vorbit despre faptul că malurile acestor lacuri oarecum sunt îngrădite, vorbim despre proprietăți care ridic semne de întrebare și vorbim iarăși de surse de murdărie pentru acest lac. Păi este foarte simplu. Fiecare râu are zonă de protecție. Corect. Care trebuie să fie respectată. Prevăzut de legislație. Prevăzut de legislație, corect. Zona de protecție diferă în dependență de lungimea râului. De exemplu, minimul trebuie să fie 250 de metri. Atunci când noi ne-am deplasat în expedițiile ecologice de-a lungul râului Bâc, pot să spun că în majoritatea satelor, grădinile oamenilor se mărginește direct cu râul. Și tot gunoiul din ogradă este depozitat în fundul grădinii. Și respectiv, atunci când plouă, unii se revarsă aceste deșeuri în râu. Și noi vrem să avem pește gustos acolo. Noi vrem când cineva se scaldă, să nu se mulipsească de diferite boli. Asta este un impact direct asupra stării sănătății populației. Cu asta este spus tot, absolut. Da, la capitolul stații de proare, ceea ce întrebam pe domnul Proca? Eu cred că și până când Strășeni au doar stații de pompare. Și tot nu pompează unde trebuie aceste deșeuri. Este în plan ca să facă stații pompare de curare. Pompare de canalizare, dar nu corect. Este stație de curare. Da. Asta și problema Ghidighici. Corect. Și respectiv stația asta de curare, nu știu, o să apară peste 50-100 de ani, pentru că acolo merge vorba despre milioane foarte mari. Nu știu, dacă să ne axăm pe acest aspect, eu cred că, ca o idee pentru autorități, mult mai ieftin ar fi ca să repare acest traseu care duce spre Chișinău, decât să construiască stații de epurare acolo. Este mult mai ieftin. Dar asta trebuie să te gândești. Trebuie să ai o strategie, trebuie să ai evaluare. Implici toate structurile statului, eu știu, forțele ECOS, nu zicem partide, eu știu, ONG-uri, instituții de învățământ. Este o armată întreagă care ar dori să implice și fiecare în partea lui. Și nu ne-a zis că de lipsă de fonduri, da? Nu-s fonduri. Păi dacă să noi spornim după principiul acela, uite, eu vreau ca, mă rog, să fac așa reconstrucții, construcții și costă milioane, în vecii vecilor nu o să aveți, dacă șezi. De ce? Pentru că în Europa bani sunt și în România sunt și poate să ne ofere. Dați proiecte, oameni buni, proiecte concrete, strategice și pas cu pas, n-are a face cine vine la guvernare. Asta e sănătatea populației, așa-i? Și securitatea. Poftim! Dar nu avem noi, știți care e problema? Și... că noi avem, nu avem noi o societate unită. Pentru că atunci când vine cineva la guvernare, ceilalți vine încearcă să-l sape, să-i spună peste 4 ani, băi, ăsta nu a făcut nimic, votați pe mine că eu o să fac. Asta e problema și de asta noi nu ne mișcăm înainte. Uitați-vă, noi vorbim despre securitatea cetățeanului, zicem așa, a mediului, un mediu curat, indiferent, nu te întreabă din ce partid ești. Respiri, bei, consumi, așa, produse,
cum renumitul râul nostru Bâc, da? Se fac grădini mai dincolo de Chișinău și se aduce la piață și toți consumă. Da. Domn Prohnițchi, două aspecte insist chiar cu dumneavoastră să le discutăm. Am menționat astăzi în cadrul acestei emisiuni despre râul Nistru. Volem să să ajungem la acest râu. Noi consumăm apă de acolo. Da. O recomandați? Cum o calificați? Dumneavoastră, știți, sunteți un lider în acest segment. Apa din râul Nistru, corect a zis, că ea ulterior este tratată. Asta nu este apă curată, nu este apă vie, zicem așa, care trebuie să le aibă o apă, da? Posibil că e ideală, nu poate fi, poate fi numai, eu știu, din ghețari, da? Dar noi munți și ghețari n-avem în Republica Moldova, însă singură calitatea apei, cum și-a zis și colegul, da? Categoria 3, așa? Ceea ce nu, de ce? Și ar fi posibil, pentru că sunt și... Nu înseamnă că este bună pentru irigare, fără tratament. Da, însă sunt tehnologii naturale. Avem și Academiei de Științe, care câteodată se trezește și propune niște... Domn Prohnițchi, cu tot respect față de dumneavoastră, eu am o întrebare tranșantă. Spuneți. Anatole Prohnițchi, liderul Partidului Verde Ecologist din Republica Moldova, consumă apă din robinet? Da. Aveți încredere în ceea ce face apă canal? Vreau să zic că în ultimii ani s-au întreprins foarte multe măsuri pentru a îmbunătăți calitatea apei din robinet. Că eu am de nimărginit la stațiile de tratare și ei tratează nu rău, hai să spunem așa, nu rău. Și analizele arată că apa nu este mai din robinet, nu este mai de o calitate mai rea ca acea îmbuteliată, ori eu știu. Domn Proca. Apa din robinet este foarte calitativă la Chișinău, cel puțin, nu știu, la Bel sau celălalt oraș, dar în comparație cu Odessa sau fost la Harkov, în Ucraina, apa din Chișinău la robinet foarte bună. În tot cazul e care vine, pentru că e sistemă de apecdut în Chișinău, care sunt și învechite, sunt și... Da, domnul Sclifos, dumneavoastră cum reacționați? Eu chiar insist să aud punctul de vedere. Aveți încredere? Iată, în vizită la cineva. Consumați apă din robinet? Reînșit din faptul cât de poluat este râul nostru Nistru și cât de bine lucrează stațiile astea de tratare, eu mă îndoiesc că apa e foarte bună. Cred că chișinăuienii o beau nu de atâta că le place, dar de atâta că n-au altă alternativă. Domn Prohnițchi, ziceam că două aspecte cu dumneavoastră, ajungem la o altă râuleț mai mic, este vorba de râul Bâc. Ați văzut și diferite surse de informare în masă au mediatizat acest lucru la intrarea în localitatea Trușeni, practic pe partea dreaptă, au loc niște construcții care au fost calificate drept ilegale, teoretic s-au stopat, la modul practic ele continuă. Ce se întâmplă acolo? Dumneavoastră sunteți în temă? Cu părere de rău, noi nu avem râul Bâc. Noi avem canalizarea Bâc. Canalizarea, ca să fie mai exact așa. Asta e realitatea, da. E foarte poluat și apa e foarte nocivă. Și... Dar de ce se fac niște lucrări care categoric sunt interzise? Aici vreau să... Da, lucrările se fac de atâta pentru că corupția în Republica Moldova a pătruns Oriși unde. Eu zic, de jos până sus, de sus până jos. Pentru că sunt prevederi legale și zona de protecție și altele. Sunt. Însă, cum vedem, sunt hotărâri judecătorești, sunt decizii, mă rog. Sunt cu mătri. Păi, cu mătri, da, și alții. Și lumea încă nu percepe că ei trăiesc în Republica Moldova și trăiesc în țara lor, care le aparține lor și ar fi bine să fie îngrijită, inclusiv și sursele de alimentare, fie aer, fie apa și altele. Și economia, și cultura. Domn Broca, și ce se întâmplă acolo? Dar Apele Moldovei a reacționat? Cunoaște despre la ce subiect anume? La construcțiile din preajma localității Trușeni. Acest subiect, eu nu știu, eu nu pot să vă spun nimic. Vă scapă? Eu nu știu în privința acestei construcții, noi o să ne mai informăm, dar vreau să vă spun un lucru. Construcțiile în spațiile verzi este, în general, o problemă. O temă aparte de discutat. Noi cândva am elaborat chiar și o hartă a construcțiilor ilegale din Chișinău, din toate parcurile. Am protestat, am bătut alarma unde a fost posibil, însă, din păcate, știți, câinii latră și nuntă merge mai departe. Domn Sclifos, dar clasa politică
vă ia în serios aceste, nu știu, acțiuni, recomandări pe care le faceți dumneavoastră? Poate aici, fără a da numele unor partide concrete, v-au chemat, ați negociat, s-a luat în vizor ceea ce ați spus dumneavoastră în repetate rânduri? Eu vă spun, noi suntem priviți cu altfel de ochi, suntem priviți ca critici, nu ca persoane care vrem să schimbăm situații ecologice. Da, suntem ministerul de resort. Ca oameni care încurcăm, pur și simplu. Logic, vă dați seama, dacă este defrișată o anumită alee din parc și acolo vor să construiască un bloc cu 5 etaje și noi sesizăm organele competente și le atingem cumva interesele lor, cu ce ochi să ne privească ei pe noi? Da, și nu reacționează. Pur și simplu, eu v-am zis, guvernările, marea majoritate, ei nu înțeleg ce e asta. Nu înțeleg, pur și simplu. Și ei cred că o să treacă pe lângă dânsi consecințele. Nu, nici într-un caz. Pentru că vorbim și de cafenea Uguță și de proiectul ăsta care a trecut prin toate instanțe, a decis, da, se poate construi. Ce o să fie cu nepotul unui deputat care a venit să plimbe pe acolo? Nu o să plece toți în Europa, da? Da. Și, dar nu o să fie parc. Să gândesc la profit, cred că, pe moment și atât. Domn Proca, vreau la acest aspect să aflu un răspuns cât mai concret. Ați zis că aproximativ, dacă nu mă înșel memoria, de vreo 10 ani sunteți angajat acestei instituții. Astăzi în studio am auzit în repetate rânduri că instituțiile rămân a fi politizate. Întrebarea mea e simplă, dar lovește sau vrea să lovească în țintă. În acest interval de timp în care activați dumneavoastră, ați sesizat ca Apele Moldovei să fie o instituție politizată? Oh, nu vreau să atrag subiectul politic. Într-un răspuns scurt, da, nu, fără ca să deschidem. Fără răspuns. Subiectul politic, las rămâne acolo la Parlament. Vreau un aspect acum pe final de emisiune, cred că mai avem aproximativ vreo 9 minute la dispoziție. În societate s-a discutat tot intens ceea ce ține despre hidrocentralele ce urmează să fie construite pe Râul Nistru. Care este poziția instituției? Care sunt relațiile pe care ați stabilit deja cu partea ucraineană? Ce se întâmplă acolo, într-un cuvânt? Într-un cuvânt, la moment sunt stopate aceste lucrări, deoarece s-a stopat finanțarea europeană pentru executarea lucrării în teren. Noi suntem împotriva acestor construcții, deoarece ne temem că aceste construcții în cursul superior al râului Nistru să se refrânge negativ asupra debitului de apă care se scurge în aval de la hidrocentrală Novodnistrova din Ucraina. Deci, din aceste considerente, noi sperăm că hidrocentrale nu vor fi construite. Dar există premize reale să credem acest lucru? Sunt, eu spus, cum s-a stupat la moment, în anul acesta nu se efectuează aceste lucrări. Proiecte sunt, dar nu se efectuează lucrări acum. Domn Prohnițchi, tot în acest studio discutam cu diferite ocazii această problemă și în care dumneavoastră vă exprimați optimismul că nu vor fi construite. Totuși, să privim prin albia politicului, ce se întâmplă? S-a întâlnit reprezentanții Chișinăului cu reprezentanții Radiei de la Kiev? Da, s-au întâlnit și cu reprezentanții guvernului și a fost creată cu întârziere mare din vina părții moldovenești, comisia asta mixtă și componența acestei comisii mixte pune semne de întrebare, nu vreau să supăr pe nimeni, inclusiv pe doi membri a comisiei acestei mixte din partea Moldovei. Unul este inginer cadastral și altul este șeful stației de salvamare, da? Vorbim de nivel între două state. Din negocieri, da? Nu, da, da. Și însă subiectul este actual, depinde de conjunctura politică și cum am zis, s-au implicat și colegii noștri din Parlamentul European. Însă asta nu ne garantează, aici. Nu ne garantează că interesele de business să nu poată prevala. Cu atât mai mult că partea moldovenească nu are o poziție dură față de, eu am de guvernare, față de construcția acestor baraje. Da, stoparea acestor construcții nu înseamnă anularea? Păi, încă știți, n-ar fi prematur să vorbim? Nu, n-ar fi corect stoparea. Până acolo încă urmează să fie efectuate studii de fizibilitate pe partea de sus, pentru că acolo sunt, spunem așa, partea ucraineană are și problemele lor, pentru că acolo sunt niște roși de calcalc care urmează să fie trecute niște lucrări ca să fie întărite, să nu fie infiltrare și urmează încă studiile. Însă
sunt cercuri care concret fac lobby pentru a construi aceste hidrocentrale. Când am vedea... Ucr Hidroenerg. Corect. Și nu numai. Apropo, nu numai Ucr Hidroenerg, asta e un monstru, așa, care vrea să construiască în toată Ucraina. Însă sunt întreprinderi care efectuează aceste lucrări și 40% din aceste din capitalul acestei întreprinderi sunt la un reprezentant din Moscova. Aștia sunt bani mari care se învârt și se... Bun, domnul Sclifos, doresc ca ce se întâmplă pe Nistru până la urmă? Vorbim și despre un consum de apă care trebuie să fie asigurat Republicii Moldova în cazul în care construcțiile au loc, ne confruntăm cu un deficit? Sigur, ca reprezentant a societății civile, noi cu aproximativ un an și jumătate în urmă am scris un articol despre catastrofa care urmează să aibă loc dacă vor fi construite aceste 5 hidrocentrale. Mai departe, am avut nenumărate proteste în fața ambasadei Ucrainei. Am încercat să mobilizăm societatea civilă, să tragem atenția autorităților. Pentru o organizație neguvernamentală, cred că am făcut și facem în continuare tot ce ne este în putere. Cu siguranță, noi ne vom stărui și mai departe să monitorizăm această situație și vom bate alarma de câte ori va fi posibil. Iată, nu știu, haideți să mergem pe o idee ipotetică. Atunci când vorbim în cadrul acestei emisiuni că apa nu corespunde în mare parte pe teritoriul Republicii Moldova, vreau să vă întreb, se poate întâmpla ca într-o perioadă X de timp, să nu dau un parametru temporar bine stabilit, să ne confruntăm cu o criză a ceea ce se numește apă potabilă? Domnul Sclifos. Eu cred că cu criza calității apei potabile noi deja ne confruntăm. Da. Dar cred că tot este posibil. Dacă noi o să neglijăm mai departe și o să poluăm mai departe și nu o să începem schimbarea, o să ne axăm doar, o să facem mese rotunde și o să ne laudăm unul la altul că situația e rea, situația mai bună nu o să fie. Trebuie să întreprindem pași concreți pentru deblocarea acestei situații. Pentru că doar discutând sau doar făcând proiecte ecologice, făcând câteva poze, situația nu se schimbă. Trebuie pași concreți. Și dacă ne axăm aici, că astăzi am discutat în mare parte despre râul Bâc, despre lacul de acumulare Ghidighici, noi totuși credem ca organizație neguvernamentală care cunoaștem situația cât uși de cât, pentru ca să salvăm și să salvăm râul Bâc, este posibil, ca să salvăm acest râu, este nevoie de un buget special din cadrul Ministerului. Credeți-mă că studii în privința focarilor de poluare și în privința la tot s-au făcut suficient. Este nevoie doar să grămădești tot acest activ și să faci un plan de acțiuni și să încerci a hotărâi. Domnul Sclifos, eu vreau să aud un răspuns iarăși prin da sau nu. Astăzi, prin ONG-ul pe care îl reprezentați, sunteți gata să mergeți, să ajutați această instituție, această agenție Apele Moldovei și alte instituții care ar putea, într-un fel sau altul, să miște acest car din loc? Da. Domnul Proca, dumneavoastră, țineți cont de ceea ce spun ONG-urile și sunteți gata să luați în calcul, nu doar să eu facem niște... Eu sunt optimist, deoarece eu să vă spun că pe râul Bâc este constituit și activează din 2012 Comitetul Bazinal Bâc, unde sunt mai mulți primari, deci din bazinul râul Bâc și din trei raioane și municipii Chișinău. Da sau nu? Asta este aprobat program de măsuri pentru ameliorarea situației din bazinul râului Bâc. Sperăm că va fi mai bine. Dar eu spun că aici sunt implicați mai mulți factori și trebuie să conlucrăm mai intens. Domnul Proca, de ce vă întrebam lucrul ăsta? Pentru că la ziua de astăzi nu pot nici infirma, nici confirma acest lucru, dar până mai ieri erau stații de spălare automobililor pe malul râului Bâc. Astăzi mai sunt? Dacă aș lucra la inspectoratul ecologic, eu aș răspunde prop. Dar acum nu pot să spun nici da, nici ba, nu pot să vă spun. Sunt și vor mai fi până structurile statului nu vor face mizeria. Și dumneavoastră ziceți de un proiect de investiții, râu Bâc, oameni buni. S-a mers la aceea, inclusiv și de ONG-urile de mediu, s-a depistat sursele de poluare, s-au sudat țevele cele de unde vin, cu toate că asta e atribuția inspectoratului ecologic, să amendeze. Și
cu asta s-a terminat, s-a disfundat și mergem mai departe. Aici eu trebuie să pun punct emisiunii de astăzi. Eu vă mulțumesc pentru amabilitate, vă aștept și cu alte ocazii, domn Prohnitsky. Mă scuzați, vă rog însă, da, două secunde, dacă se poate. 10 secunde, maxim, că suntem scoși de emisie. Spuneți că noi nu putem numai să discutăm aici. Vă suntem recunoscători și îndemnăm toate sursele mass media să acorde un procent oricare din emisie problemelor acestea ca să fie nu de la caz la caz. Noi vă promitem că vom reveni la această temă, dar vreau și promisiunea dumneavoastră că veți da curs invitației noastre și în același timp vrem și soluții pe care să le vociferăm aici în studio. Stimați telespectatori, atât am reușit în cadrul emisiunii de astăzi. Eu vă mulțumesc pentru atenție. Rămâneți alături de Accent TV.